Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit, câți au plâns nebun pentru tine și câți au murit. Sunt versurile uneia dintre cele mai cunoscute melodii din perioada interbelică, una pe care e posibil să o fi auzit cântată de legendarul Gică Petrescu. Te-ai întrebat însă cine a fost această misterioasă zaraza? Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit? Descrisă drept o prostituată de lux deosebit de frumoasă, se spune că zaraza a pierit tânără ucisă de un om plătit de un admirator gelos, iar lăutarul care era îndrăgostit nebunește de ea i-ar fi înghițit cenușa. Pe numele ei de scenă, Zaraza sau Zarada, în limba romanii Zarada înseamnă cea minunată, pe numele ei real, Rada Moldoveanu, ea ar fi fost fiica unui boier grec și al unei țigănci. Se spune că era atât de frumoasă încât bărbații se topeau în ochii ei. Legenda spune că era o prezență nelipsită din locurile de noapte din capitală și că întorcea bărbații pe degete. Considerată una dintre curtezanele de lux ale micului Paris, se spune despre ea că avea trecere doar la cei mai sofisticați boieri ai vremii. Unii spun că zaraza era o prostituată de lux, alții afirmă că doar se juca cu bărbații, având ambiția să-i cucerească pe toți cei care încercau să-i reziste, de la oameni de afaceri la cei mai cunoscuți politicieni. Cert este că fiecare apariție a ei emana un exotism special. Obișnuia să poarte o rochie verde praz, cercei baroc și pantofi împodobiți cu ștrasuri care o făceau să nu treacă neobservată, spun cei care au studiat istoria vremii. Cert este că era o adevărată vedetă, dovadă că un legendar cântăreț al acelor vremuri, Cristian Vasile, care ar fi putut avea orice femeie își dorea, s-ar fi îndrăgostit nebunește de ea și ar fi compus melodia care avea să devină un hit uriaș și să-i crească și mai mult celebritatea. Înregistrat la Berlin în 1931, celebrul Zaraza a ajuns cel mai popular tango din perioada interbelică. Legenda spune că rivalul său artistic, Zavaidoc, gelos pe cucerirea și succesul acestuia, l-ar fi angajat pe Borilă, un țigan interlop, să o omoare. Zaraza a fost înjunghiată mortal într-o seară, iar când a auzit, Cristian Vasile a nebunit de durere și a pierdut mințile în așa hal încât a furat urna cu cenușa femeii și a mâncat-o. A fost omorâtă de un țigan gelos pe malul Dâmboviței în timp ce mergea să cumpere tutun. Cristian Vasile a fost devastat. Pentru că o iubea atât de mult, se zice că după ce a fost incinerată, lăutarul ar fi furat din crematoriu urna cu cenușa ei și ar fi mâncat-o cu lingurița, spune istoricul Dan Falcan. După majoritatea istoricilor, legenda zarazei este pură ficțiune și țiganca focoasă cu zâmbet de heruvim, pentru care Cristian Vasile a cântat celebrul tango, n-ar fi existat niciodată. Cert este că hitul celebrului artist Cristian Vasile a intrat în istoria muzicii. Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit?